Care concluzie? Și a zis că va programa pacienții după ce termină, deci va programa pacienții la testare după ce își termină toate activitățile, pentru că nu are circuite pentru, exact cum spune și unul la și un medic de familie, nu are circuite pentru pacienți atunci. Eu vreau să spun, practica îi va fi altfel, dar unul vom depăși și această criză. Probabil ne vom străbui, nu, nu pus să rezolvăm. Probabil în continuare se face de urgență, da. Va fi și centru de testare, da, și centru de evaluare. Da, da, da. Aș vrea vă să spuneți în ce condiții funcționați ca și personal, cum acoperiți toate solicitările astea? Foarte greu, pentru că suntem într-un deficit mare de personal. Doamna doctora Dăscăliție vă poate confirma că dumneavoastră este și coleg în continuare, chiar dacă este director DSP. Avem oameni care s-au pensionat, avem oameni care au și alte domenii de activitate, este foarte greu. Aici mă refer la personalul superior, pentru că trebuie să recunosc că la personalul mediu și auxiliar avem suficienți și asistenți, și infirmieri, și brancalieri, și îngrijitori. Foarte greu. Nu reușim să acoperim gărzile, respectiv turele. Și suntem asaltați de un număr foarte mare de pacienți, am depășit chiar 224 de ore. Și un segment îl reprezint fix această patologie, pentru care noi încercăm să găsim soluții, pentru că să știți că singurul motiv pentru care ei devine mulțumiți, adevărat, s-a agitat odată pentru că sunt confirmați în această patologie și se simt neputincioși vis-a-vis de ea, și doi, sunt timpii de așteptare și aici da, noi încercăm să găsim o variantă pentru, repet, pentru pacienții care sunt stabili, care sunt pe picioare, care nu au simptome majore, care sunt echilibrați și care pot să respecte acest circuit. Pentru ceilalți, evident că, așa cum a spus și doamna manager, niciunul de acolo, cât îi vedeți de puțin și de agitați și de epuizați câteodată energetic, nu o să putem să spunem nu. Sau nu o să putem niciodată să le întoarcem spatele. Dar... timpii de așteptare vor fi prelungiți. O să le puteți spune pacienților după ce testați să ducă la centru de evaluare? Nu. După ce îmi iau, să zic așa, o marjă de eroare, că nu creșesc în momentul în care îi categorisesc ca și segment non-urgent, o să trebuiască să fac fix acest lucru. Pentru că altfel, nu o să putem să facem față și atunci un sistem care va pica nu este un sistem care va putea funcționa și nu o să putem să deservim cealaltă categorie de bază care cu adevărat sunt urgențe. Repet, de-a lungul timpului noi nu am educat populația să meargă și să viziteze medicul de familie periodic, așa cum ar trebui, așa cum se întâmplă și în țările astea care sunt extrem de dezvoltate, dar care respectă niște pași. Și nici medicii de familie nu i-am educat ca să-și viziteze și să monitorizeze corect pacienții. Asta este o altă problemă pe care noi ca și sistem o avem și pe care nu o să rezolvăm acum într-o pandemie. Dar, repet, ei sunt o verigă extrem de importantă pentru că altfel noi ceilalți din spital nu o să reușim să gestionăm situația a la lung. Și o să spun și eu ce a spus domnul prefect în întâlnirea pe care am avut-o data trecută și a zis că da, o să mai urmezi un val și încă un val și încă un val și noi poate nu o să mai fim. Ce înseamnă deficit major de personal? Procentual, numeric, cum vrei? Procentual lucrez cu un sfert din numărul pe care ar trebui să-l am, ca să vă spun așa. Deci am în activitate 13 medici din 40 de cu tot cu pediatrie. Da, tot cu pediatrie. N-ați spus pediatrie. Și niște medici care de-a lungul timpului au lucrat în serviciu de urgență și care sunt și ei cu comorbidități la rândul lor și care foarte greu își desfășoară activitatea. Și menționez faptul că avem 3 linii de gardă, 2 în serviciu de urgență și unul pe ambulanța de terapie intensivă mobilă. 7 zile din 7, 24 din 24. Este evident că este foarte greu. Plus, de ce să nu recunosc că dintre noi am mai dezvoltat și această patologie, am intrat și în izolare. E foarte greu. Foarte greu, dar nu înseamnă că renunțăm și că nu suntem acolo. Chestiunea cu medicii de familie, ce m-am fost invitat la această întâlnire? Nu ați solicitat. Eu am avut discuții cu